Îți aduci aminte de basmele și poveștile din copilărie? Întotdeauna era o luptă teribilă între bine și rău. Din fericire, întotdeauna binele triumfa și câștiga, iar răul era îndepărtat. Din nefericire, poveștile au trecut, s-a dus și copilăria, dar a rămas lupta. Și am crescut și acum, ca și oameni, trăim același gen de întâmplare, doar că lupta dintre bine și rău de data aceasta se dă în noi, nu știu cum sunteți voi, dar la mine lupta aceasta este zilnică. Apostolul Pavel ne aduce aminte că și el a experimentat același gen de lucru. Spunea el că în timp ce își dorea să facă binele, răul stătea lipit de el. Și câteodată, îngenunchiat, era condus de răul pe care nu voia să-l facă, deși avea toate cunoștințele despre legea lui Dumnezeu, avea și dorința, pentru că a fost născut din nou. Cu toate acestea nu ieșeau lucrurile. Tot el ne oferă soluția. Pentru că știu că vrei să fii un soț mai bun, un vecin mai bun, un om care la serviciu să fii mai bun cu colegii, vrei să fii un tată mai bun, indiferent de lupta dintre bine și rău, tu poți să fii bun și să câștigi lupta aceasta în fiecare zi. Soluția pe care o oferă Pavel este în Hristos și cu îndemnurile Duhului. În Hristos ne aduce aminte cine suntem și ce a făcut El pentru noi, iar îndemnurile Duhului ne spun direcția încotro să o luăm. Îți doresc succes în luptele tale și, ținând cont de secretele acestea, cred că poți să fii biruitor și să fii bun.